a reușit gospodarul să semene vânt. Într-o primăvară, un gospodar din sat, după ce și-a arat ogorul, a început să-l semene. Tot aruncând sămânță pe ogor, a obosit și s-a așezat pe un pietroi să-și tragă sufletul. Nici nu se așeză bine că în fața lui a apărut un om cu fața hidoasă, cu gura strâmbă și cu o pălărie în trei colțuri. Hei, ce faci aici, mai omule?" se adresă el gospodarului. Păi ce să fac, domnule, semăn grâu ca să avem și noi o bucată de pâine." Ei, ia să văd ce sămânță ai, că eu pot să-ți dau pentru sămânță niște boabe mult mai bune." Și scoase dintr-o traistă un săculeț care era plin cu boabe. "Privește! Acestea sunt boabe de vânt. Fiecare o împinge pe cealaltă și dintr-o mână de boabe aruncate se poate isca o furtună." Spunând acestea, aruncă o boabă și îndată vântul începu să șuiere. Aruncă încă una și vântul se înteți și mai tare. Dar când aruncă o mână întreagă din senin, se porni o furtună îngrozitoare care îl speria tare pe gospodar. Și cu asta, omul cel cu gura strâmbă și pălărie în trei colțuri nu se mai văzu. Gospodarul nostru, speriat și ud luarcă, își luă săculețul cu boabe de vânt și se întoarse acasă. A legat săculețul cu mare grijă, așteptând să vină seceta, ca atunci să-și stropească din belșug ogorul cu ploaie. Acasă gospodarul avea un fiu măricel, dar pe cât de mare, pe atât de leneș era. Cât era ziua de lungă, nu făcea nimic, doar mânca, lenevea și din când în când întorcea casa cu sus în jos, scotocind în toate ungherele. Așa, în scurtă vreme, găsi săculețul ascuns de taică-su, curios îl dezlegă, s-a dus în spatele casei și a aruncat toate boabele. Și atunci ce să vezi, s-a stârnit o vijelie puternică care a distrus tot ce a aflat în cale, a smuls pomii din rădăcini, a rupt acoperișurile, a omorât păsările și animalele. Ce să mai vorbim, a distrus întreg satul. Cine seamănă vânt, culege furtună.